Momente de cumpănă și pentru un fost selecționer al României, Victor Pițurcă, a aflat că este infectat cu COVID-19. Vestea este cu atât mai surprinzătoare, cu cât Pițurcă este unul dintre cei mai precauți oameni din lumea fotbalului. Victor Pițurcă își luase măsuri speciale încă de la începutul pandemiei. Fostul selecționer susținea că și-a achiziționat teste și că verifică pe toată lumea cu care se întâlnește. Celui care vine la mine, fac test. Nu intră la mine nimeni fără să-i fac test. Dacă vine cineva străin, îl testez. Dacă chem frizerul, îl testez. Nu intră nimeni la mine în casă netestat. Totuși, chiar dacă a luat aceste măsuri, Victor Pițurcă se află în izolare în acest moment după ce s-a infectat, scriu jurnaliștii de la Fanatic. Pițurcă nu mai antrenează de aproape un an. Tehnicianul în vârstă de 64 de ani a lucrat ultima dată la CSU Craiova.